Scene dramatice la INML, acolo unde rudele celor care au murit la Victor Babeș după ce instalația de oxigen s-a oprit, s-au revoltat. Cu lacrimi în ochi, sora unei femei moarte în tirul de la Institutul din Capitală face acuzații grave la adresa lui Raed Arafat. Această doamnă spune că principalul vinovat de tragedie este chiar Raed Arafat și îi cere să-și dea demisia chiar acum din funcție. Lui Arafat să-i fie rușine să plece din funcția pe care o are. El a omorât pe toată lumea, am fost anunțat azi dimineață la ora 9, sora mea mai trăia. Medicii sunt mână în mână toți, spun că murea oricum, nimeni nu-și asumă responsabilitatea. Am văzut la televizor că 3 persoane au murit în tir. Atunci am zis, aoleu, să nu fie și sora mea, toți trebuie să fie demiși, a spus femeia cu lacrimi în ochi. Reamintim că 3 pacienți infectați cu SARS-CoV-2 au murit luni seara după o defecțiune la tirul ATI, Unitatea Mobilă de Terapie Intensivă de la Institutul Victor Babeș din București, care a dus la oprirea alimentării cu oxigen a pacienților după ce a avut loc o creștere bruscă a presiunii în instalația de oxigen la care era conectat tirul și s-au blocat complet ventilatoarele la care erau conectați cei 8 pacienți.